Deci, lecția numărul 1, cum se poate un nod la cravată? Da, da. Profesor, doctor... Doctor, docent, honoris causa. Vescu, a.k.a. Teton Bogdan. Honoris causa. Așa. Hai, Bogdanelu, știu că poți, știu că poți. De data asta vei reuși. Bravo, bravo, foarte bine. Bine, bine, Bogdan, bravo. Bravo. Deci acesta este procesul, doamnelor și domnilor. Și a făcut o cravată gen sabie chinezească. Așa se cheamă genul de cravată. Acum urmează procesul de finisare. Ce-ai făcut, Bogdan? Să luăm niciun alt buric nodul. Nu, 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 lasă-l mai, că dar e aici lecția lui. Da, vorbește-ne, vezi ce v-ai explicat. Deci, sistemul următor de tot nodul este un sistem buturugă revoluționar, practicat de cei mai buni politicieni. Bine! Politicienii sunt referul în domeniul acesta. Păi cine poate că așa? Deci politicienii trebuie să antreneze să știe să facă nodul la cravată, pentru că n-ai, îi strangulează lumea. Hai, Bogdanie. Acum o trage, mai pe dos, mai pe față. Că nu pot să pună. La vezi, stai să vezi. Ce faci acolo? Ce nu-i cravata? Ce nu-i cravata, nu dai? Deci, doamnelor și domnilor, nu știu ce înțelegeți voi de acolo, dar pare extraordinar de interesant. Bă, frumos! Mă, în cartea asta, bă, ce-i răzut? Nu-mi place, 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 nu-m